Învățământul pedagogic din Sibiu sărbătorește 230 de ani de la înființare. Pentru a marca acest moment aniversar, Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna a organizat astăzi o suită de evenimente în sala Talia a Filarmonicii de Stat din Sibiu. Printre invitații prezenți la acest eveniment aniversar au fost înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, și părintele profesor Mircea Păcurariu, care a făcut o prezentare pe scurt a istoriei învățământului pedagogic sibian. Vă rugăm să ne considerați printre cei care nu numai vin cu promisiuni sau ar face ceva dacă sunt solicitați, ci ca o instituție care dorește să se îngrijească de una dintre instituțiile bisericii. Partea pedagogică a fost atât de bine evidențiată și sprijinită, dacă ne gândim numai la cele peste 800 de școli pe care Sfântul Andrei Șăgura, care este și ocrotitorul instituției dumneavoastră, le-a întreținut. Profesorii sunt asemenea preoților slujitori la altarul sfânt care este catedra. Pentru că ei au în mână sufletele curate ale celor care doresc și trebuie să fie educați pentru ca să ne ia locul nostru. Dacă un profesor n-are voie să fie supărat, dacă un profesor n-are voie să fie obosit, dacă un profesor n-are voie să lipsească și face absolut tot ce se cuvine și cu multă dragoste, însemnează că vocația aceasta este la fel de sfântă ca și vocația pentru preoții. Trebuie să menționez că înființarea școlii de la Sibiu se încadrează în curentul larg iluminist al epocii, se încadrează în dorința permanentă autorităților de stat de la Viena, în speța împărătesei Maria Tereza și a fiului Iosif al II-lea, de a crea școli în limba tuturor naționalităților din Imperiul Habsburgic. Așa se explică și înființarea a două posturi de directori ai școlilor sătești, aici în Transilvania, unul condus de Gheorghe Șincai, celălalt condus de Dimitrie Eustatievici. Vreme de 230 de ani, învățământul pedagogic de la Sibiu a contribuit la pregătirea generală, pedagogică și profesională a dascălilor din învățământul primar. Am fost foarte onorați de cuvintele înalt preasfinției sale, părintele mitropolit Laurențiu Streza, și de dorința de a strânge legăturile dintre școala noastră și Biserica Ortodoxă. Aceste legături au existat de fapt de-a lungul întregii devenirii a liceului pedagogic, chiar dacă s-a dorit separarea totală a celor două instituții. Începuturile au fost marcate de această legătură și dezvoltarea școlii normale, școlii pedagogice din Sibiu. După Revoluție, evident că biserica s-a regăsit în școală prin orele de religie care se fac la noi. În cadrul manifestărilor dedicate împlinirii celor 230 de ani de învățământ pedagogic la Sibiu, a avut loc și întâlnirea directorilor liceelor pedagogice și a profesorilor de pedagogie.